Aí, tu. Uau! Pe mine, pe umăr mâna. Piciorul ăsta aici și cu mâna pe umărul meu. Stai mai așa. Salutare, Tim Green. Nu știu dacă înregistrez sau nu, n-am făcut niciun test, am ieșit direct. Fără asta am și pasager. Așa că să fie mai greu cu viteză, înclinări și alte figuri cu jetul. A doua oară când mă dau anul ăsta, m-a ieșit, să-ți cred că e joi, m-a ieșit sâmbătă. Să pornesc să văd cum funcționează, care e situația. Acum am zis că ieșim la o tură mai... La o tură mai. Nu cine fa... Ce cu maneta asta de ambreiaj? Prea văd în oglinzi din ceva motiv. Nu știu nici cum e camera, nu știu ce filmez, ce nu filmez, probabil că... Dăm mai așa. Poate filmez numai bordul. Mă rog, ce faceți voi? 2020, coronavirus. Și alte mimuri de astea. Sper că vă carantinați. Ce-mi place de astea cu măștile în mașină. Stau cu măștile în mașină. Asta e... Mi se pare Dumnezeu pe pământ să stai cu masca în mașină. Așa. Toată lumea merge încolo. Întrebarea mea este de ce merge toată lumea încolo? Și
Și de ce stau eu în spatele lor? Da, din cauza că ăsta curge apa din el, înțeles? Sper să nu mi se fută camera. În sensul că să mi se umple de jug. Transportă nisip, ce căcatul mă se transportă. Vine ceva mașină din față. Dar asta nu ne încurcă. Pentru că 170 de cai. Sau cât are motorul ăsta. Le polis. Ia cu mască în față și ia cu plasa în spate, deci... Nu e așa, că e simpatic. M-am gândit să merg până la Ardud sau ceva de genul, mă întorc și gata. Pim, pim, pim. Pe aici toate sunt acoperite, totul e ascuns. Circulă mașinile de noi adevărat, vă zici că n-ar fi carantină. Oba. Zici că n-ar fi carantină, dar ei, din păcate și s-a mai prelungit o perioadă. Eu mi-ar plăcea să nu fie, să mai iasă lumea afară, să mai pățească un alt. Vorbesc eu care mă dau cu motorul, da? Aici la distanța socială acceptată, știi? Adică să, cu masca pe figură, pe motor, la distanță, cu mânuși. Glumesc, evident. Să facem și o depășire. Când ești cu pasageri, motocicleta asta oprește mai greu. Ne-am cumpărat plăcuțele de frână, dar n-am avut vreme să le înlocuiesc. Să merg să vorbesc cu mecanici. Bine că și uleiul și totul trebuie înlocuit. Mersi, prietene. Din păcate trebuie să țin eu contra la vânt.
ajuns la Mădăraș. Mersi, prietene. Din păcate, e foarte greu de condus un speed când ești cu pasager pe vântul ăsta, pentru că... unul la mână, pasagerul meu este începător. Asta e a doua oară când stă pe motor. Și doi la mână, bate vântul foarte tare. Da? Super. Super. Aici ai chestia aia. Da. Ai putut să te ții? Da. Da? Mi-a fost mult mai ușor, dar n-am fost atât de încordată ca și data trecută, știi? Mhm. Acum m-am ținut altfel și vezi că nu te-a mai strâns nici pe tine. Da, nu, chiar mi-ai lăsat spațiu și de-astea. Fain. Mhm. Casca mi-e mare. Simt că când ai viteză mare, că se mișcă, știi? Păi normal că ți-e mare, că e... asta e L, da. Tu ți-e trebuie XS, dar vezi că nu, ar trebui să mai măsurăm o dată, să fim siguri. Asta nu mai poți strânge mai tare, nu? Nu. Stai un pic. Da? Cum a fost cu 200? Nu, că n-am treabă, nu-mi plac. Aici numai când am depășit mașina aia, știi? În rest nu ne-am dus, dar bate vântul ăsta și e foarte nasol, știi? Vântul e nașpa. Bine că m-am luat și bluza asta cu necă lungă, că nu-mi rece deloc. Sunt chiar ok, confortabil. Mai mult de atâta? Nu, e ok, e mai bine așa. Și așa erau... ce se ridică așa? Da, știu, dar n-am ce să fac. Mai ascunde-te cum poți după mine. Noi, eu încerc să stau drept, că oricum nu pot să stau prea... Hai să văd dacă... degetul ăsta mare un pic mi cum stau, forțat și cu toată greutatea mi ca asta, știi? Da. Stai așa. Îți alunecă de la asta, așa? Da, de ce mi alunecă? Una că dacă te strângi mai aproape, atunci pe tine te strângi, știi? Da, azi când mergem așa, când vezi că, nu, vezi și tu că acum e drum așa, atunci poți să mă ții pe mine, ca să nu mai stai nici tu așa plecată și nu știu ce, mă ții așa, știi că nu e... Bine, dar știu când te urmează să... Deci când urmează la o curbă sau chestii de astea, sau dacă vezi o mașină, nu știu, atunci tu poate că o să pun un pic de frână da, sau... Când vorbesc, ha? În spate. Din cască, tu mă auzi, nu am cum să te aud. Trebuie să, dacă vrei, ne cumpărăm chestii de alea de vorbit între noi. Și asta e și-a spus invers. Să mă înregistrez? De fapt. Păi eu am înregistrat tot. Serios? Hai, mă. Hai. Deci piciorul aici, cu mâna de umărul meu, da? Și când te dai jos, fă la fel. Deci nu lăsa piciorul... Nu lăsa piciorul ăsta jos să te tragi așa pe el, că atunci, știi, tot la fel, te ridici pe astea și te dai jos așa. We'll be right back.
asta a fost tura de azi, a fost scurtă. Și cam atât. Dragii mei, ne auzim data viitoare. Mersi dacă vă uitați. Să ne auzim. See ya. Până la Ardud și am venit înapoi. Un pic a fost așa, dar nu, cine știe ce știe. Poliția nu. Or fost niște salvări, știi. Are în cap sau să o dau mai... Vezi să nu te ard. Pam, pam.